Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție din acest an a emisiunii audiență de la Cetățean. Bună ziua, îi spunem și domnului primar, bine ați venit în studioul Infinit TV și să avem un început de an bun și cu multe proiecte duse la final. Bună ziua tuturor, la mulți ani, la mulți ani tuturor celor care sunt telespectatorii postului de televiziune Infinit TV. Avem într-adevăr un început deja pentru nouul an 2022. Nu e foarte greșit de audiențe, că de regulă așa este. Aceste emisiuni mă gândeam să, la numărul de telefon să-l anunț și de asta am dus la audiențe. De la Edi la Cetățean, audiențe în direct, au căpătat amândouă formate această emisiune și sper să fie cât mai productivă și în acest an. Așa este. Cei de acasă ne pot suna la 0332711222 pentru a intra în legătură directă cu noi. Și să începem prin a discuta despre finalul de an, cum s-a încheiat anul și dacă au fost ceva dificultăți sau am avut și spectacolul de Revelion și concert frumos. Cred că s-a bucurat lumea, am văzut foarte multe videouri. Oamenii chiar au ieșit și s-au bucurat din punctul meu de vedere. Da, trecând să spunem și prin acest eveniment care de altfel a închis anul 2021, a fost un an dificil, un an pandemic, al doilea an pandemic, cu populația trecută prin valul 4, să spunem, consecințe deosebit de grave din perspectiva numărului de morți, a numărului de infectări, a felului în care s-a manifestat sistemul sanitar, a resurselor consumate și nu puține pentru a ține acest sistem în viață, mai ales în condiții de pandemie. Dar din punct de vedere al nostru ca administrație locală, din perspectiva, să spunem, sarcinilor pe care și le-am asumat și le asumă administrația, a fost un an relativ bun. Un an în care am reușit să aducem elemente de noutate pentru Ieșeni, vezi tramvaiele, a fost, să spunem, momentul transportului public de călători, toată lumea a privit și privește în continuare, să spunem, ca o realizare de prim rang acest lucru. Ce s-a investit în școli, în locuri de joacă pentru copii, terenurile de sport pe care le-am continuat, proiectele europene, Braunstein, Muzeul de Istorie Naturală, Mănăstirea Frumoasă care s-a finalizat, alte lucrări finalizate spre colegii Gheorghe Asachi, proiecte de amploare cu valori mari și care continuă și în acest an, o parte dintre ele, cum ar fi Baia Turcească. Și sigur, multe proiecte care le-am derulat prin fonduri proprii, mai ales pe partea de învățământ, unde am avut o sumă cheltuite de peste 20 de milioane de lei pe diverse proiecte făcute de școlile ieșene, în afara celor pe care le-am derulat noi individual. Am mai început o sală de sport la școala Ion Creangă din Păcurar, care se va finaliza în curând. Am mai demarat între timp și alte 3 săli de sport pe care le vom finanța în acest an și sperăm să le finalizăm. Credem noi că una peste alta am reușit să depășim momentele grele. Am avut un moment foarte tensionat când a trebuit să preluăm toată activitatea de termoficare, pe lângă toate sarcinile. Să luăm un telefon avem și apoi discutăm de termoficare, pentru că e un subiect mai lung. Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, domnul primar, la mulți ani. Mă numesc Maria. Aș vrea să vă întreb cu abonamentele de transport pentru pensionari și să mai circulăm tot cu acelea sau... Da, până la avizarea... Pe un an de zile, cum ne dăm de fiecare dată, le folosiți fără niciun fel de problemă. Da, mulțumesc frumos. Cu drag și un an bun, la mulți ani. Mulțumim pentru intervenție. Da. Mergem mai departe și revenim la... dacă nu mai avem telefon. Da, sigur, e foarte mult de... Da, e bine să vorbim deja mai la viitor. Mai avem un telefon, mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua și la mulți ani. La mulți ani, vă ascultăm. Pe strada Valea Adâncă, din municipiul Iași. Da. Nici măcar piatră nu avem pe stradă. De curent, știți prea bine că problema persistă de ceva timp și nu s-a rezolvat nici acum. Trăim mai ceva ca la țară. Se poate face ceva? Dar da, Dumnezeu, să trăim ca la țară, dar din păcate nici ca la țară nu mai apucăm. Deci, strada Valea Adâncă, străzi care sunt în momentul de față în proiectare, cu contracte semnate și care le vom finaliza în acest an și dăm drumul și la partea de lucrări, printre altele. Am văzut proiectul, mă scuzați că vă întrerup, cu asfaltarea, doar că e doar o bucățică din strada Valea Adâncă, nu este toată.
E tot ceea ce am putut înregistra în domeniul public. Nu știu ce ați văzut noastră. Dacă avem răbdare, eu mai am câteva date care vorbește și despre lungimile de străzi. Rezolva măcar cu casă, nu... La partea de reparație. Deci strada Valea Adâncă este în proiectare cu proiect, să spunem, cu contract semnat și anul acesta pleacă în execuție alături de Nicolae Bucur, Ștefan Dimitrescu, dintre vecinii noastre. Toate fac parte din zona respectivă pe dealul Galata și acolo, la partea de curent electric, lucrează Delgaz Gridu. Știți foarte bine, s-a semnat contractul. Da, păi i-au săpat aici, au făcut o mocirlă de... Doamne, n-avem cum. Suntem pe drumul cel bun, să spunem, cu ei din această perspectivă și vom finaliza în acest an. Dar nu e puțin. 11 kilometri de cablaje, 7 posturi de transformare. Da. Și, păi, da, cu ce să-l aducă? Cu găleata? Cu conducta de apă? Trebuie să tragă cablu, trebuie să sape, trebuie să pună stâlpi. Păi nu, că ei au terminat lucrarea aici unde vă zic, pe strada Valea Adâncă, au terminat lucrarea din noiembrie, doar că de atunci drumurile au rămas așa. Dar a spus că nu aveți curent electric. Păi nu avem curent, ei au terminat lucrările, dar nu i-au branșat pe noi. Păi lucrările se termină când becul se aprinde și nu mai aveți fluctuații de tensiune. Bine, mi-am notat, de reparat urgent. Mulțumim pentru intervenție. Urgent, în urma Delgaz Grid. Da. Revenim la... Avem un pachet destul de consistent, spunem noi, de străzi. În momentul de față sunt în lucru în continuare un număr de 13 străzi, 4 dintre ele pe fonduri europene, 9 pe fonduri locale și pe care le vom recepționa. Avem în lucru la proiectare, deja cu contract semnat, 30 de străzi. De asemenea, este în licitație pentru al doilea contract de proiectare încă un pachet de 11 străzi și am mai propus de asemenea încă 23 de străzi propuse la proiectare. Pe măsură ce terminăm proiectele, băgăm în execuție. Ele nu se proiectează anul ăsta și se fac anul ăsta, că nu ai timpul fizic. Proiectarea durează între 12-18 luni la un pachet de străzi, ceea ce înseamnă că în anul următor poți să intri cu ele în execuție. Așa am făcut și în anii precedenți. Important e că am reușit să deblocăm acest mecanism. Vom avea și în acest an bani pentru execuție. Toate străzile despre care vorbesc sunt trecute și în programul Angel Salini. Mi-aș putea permite, așa foarte pe scurt, să le enumere. Foarte important ca lumea să cunoască cele care sunt băgate în finanțare pe Programul Național de Investiții, Alea Copou, Văscăuțeanu, Victor Babeș, Nicolae Istrati, Titu Maiorescu. Cu ocazia asta terminăm tot inelul de pe partea Copou, ieșirea din jurul liceului Negruții. Strada e înroată în păcurari. Strada Turcu, tot în zona Copou. Dr. Vicol, ieșirea înspre Bulevardul Carol. George Coșbuc, Alexandru Vlahuță, strada Cantacuzino, șoseaua Munteni, la Grădina Botanică, Simeon Bărnuțiu, jos în zona Țicău, Sofia Nădejde, varianta Rediu Păcurari, Lupiței Dacia, Albineț în zona Țicău, Hotin tot acolo, Aurel Vlaicu în zona Dancu, sigur că da, șoseaua Bucium, care ne interesează foarte mult, și pasajul superior Socola. Noi oricum le dăm drumul, pentru că avem deja contracte semnate. În momentul de față mai este depus o contestație, am văzut că s-a înregistrat astăzi, dar se va judeca în maxim 30 de zile și avizul pe care îl dă Comisia de Soluționare a Contestațiilor devine lege. Și trecem la semnări de contracte. În această săptămână se vor finaliza evaluările pentru toate străzile pe care le-am enumerat anterior, la care se mai adaugă strada Aurel Vlaicu, pentru care s-a semnat deja contractul de lucrări. Pe 14 decembrie avem licitație pentru tronsonul de cale de rulare la tramvai în zona Dancu, deci cel de pe raza comunei Holboca de data aceasta, cu o valoare estimată la circa 8 milioane de lei, pe care va trebui să o executăm între 6 și 9 luni, sperăm noi, deci până la sfârșitul anului se inaugurăm complet și în felul acesta recepționăm și proiectul european și proiectul local cu toată linia de tramvai, de unde lăsăm și o bifurcație pentru a putea extinde linia de tramvai în localitatea Holboca. Apropo de lucrul acesta, nu m-am certat cu domn primar de la Holboca, mi-e drag, îl cunosc bine,
Nu mai am timp să trec prin Holboca, că de-abia am timp să-mi fac treburile mele, dar n-am abandonat proiectul Holboca, nici partea de stradă, dimpotrivă, s-au semnat contractele. Licitațiile sunt licitații, nu le poți face peste noapte, pentru că nu ai cadru de legalitate, trebuie să urmărești toate rigorile, a fost nevoie să finalizăm proiectul, să-l avizăm, să-l actualizăm, să-l trecem prin Consiliul Local, să intrăm în procedura de achiziție, să o publicăm. Și slavă Domnului, pe 14 ianuarie, era programată pe data de 26 decembrie și am avut o notificare la o companie care a cerut să amână în termen de punere ofertă și eu am spus, măi, înainte de Sfântul Ștefan, cine, Doamne, iar mă umblă prin oraș să pună, amânăm până la anul, să fie pe 14 ianuarie, să aibă timp să vină cât mai mulți la procedură. Discutam înainte de telefon despre termoficare, pentru că a fost un subiect greu pentru un... Anul acesta suntem liniștiți pe partea aceasta sau iarna aceasta. Iarna aceasta. Trebuie să știe ieșenii că din cotele defalcate, din sumele pe care le-am primit din impostul pe venit, din ceea ce se cuvine orașului Iași pe baza muncii pe care o facem cu toții, de aproape 29 de milioane de lei, aproape 28 de milioane de lei s-au plătit ieri plăți pentru cărbune și TVA. Deci 28 de milioane, 14 garnituri de cărbune contractate și TVA aferent acestei cantități care s-au virat în contul furnizorului. Cărbunele tot este în Port Constanța. Noi, pe măsură ce plătim aceste sume de bani, se încarcă și se transferă către Iași. Durează câte 3-4 zile până când încep să vină garniturile. Primim și câte două garnituri la 24 de ore, în funcție de câte trenuri reușim să facem împreună cu operatorul CF, care este clientul nostru sau noi clientului, în fine. Prin urmare, banii s-au dus. Ca să avem siguranță, copiii să înceapă școala, nu avem niciun fel de întrerupere. Am făcut manevra de pe cazanul 2 pe cazanul 1 pentru că avem o fisură, am avut o pierdere de presiune și a trebuit să comutăm pe alt cazan, dar furnizăm în continuare energie electrică în sistem aproape 50 de MW/h și energie termică necesară încălzirii celor peste 24.000 de apartamente, școlile, spitalele. Între timp am branșat și Muzeul de Istorie Naturală săptămâna trecută, lucrare finalizată pe fonduri europene, dar legând tot în sistem centralizat, fac o mică comparație. Ateneul Tătăraș, factura, ultima factură de încălzire pentru tot Ateneul a fost de 5.000 de lei în sistem de termoficare. Dacă vă duceți la Palatul Culturii o să amețiți. Este desigur și mai mare, dar acolo vorbim despre aproape jumătate de miliard, dacă nu trecut, pe încălzire pe gaze naturale. Prin urmare, e mult mai eficient sistemul centralizat, o să avem și niște scheme de compensare cu Guvernul României. Am văzut că s-a emis proiectul și macheta pentru ordonanța de urgență, ca să mai recuperăm și noi din costuri, din pierderi. Și în felul acesta vrem să stimulăm utilizarea sistemului centralizat, este singura cale. O să ne asta vreau să vând. Care ar fi soluția ca sistemul de termoficare să fie ok și să nu mai fie greutatea primăriei? Adică să meargă pe picioarele lui, să funcționeze? El merge pe picioarele lui până la un punct. În sensul că vom trece de pe subvenția pe gigacalorie, pe ajutor de încălzire și mie mi se pare normal. Adică mergem și radiografiem toată populația care este branșată în sistemul de termoficare, nu mai mergem pe o subvenție generală, cum avem acum 242 de lei gigacaloria, iar noi o producem cu mult mai mult, aproape de două ori jumătate mai mult, ci vom acorda celor care au venituri mici subvenție și vor plăti la fel, cei care au venituri medii vor primi o subvenție mai mică, cei care au venituri mari nu pot să plătească mai puțin decât ar trebui să plătească utilizând un cazan pe gaze naturale, individual. Și noi așa vom lua. Cât consumă gaze naturale, cât poate să fie prețul gigacaloriei, cât trebuie să plătească fiecare ca să putem arăta că sistemul centralizat este mai eficient. Deci trebuie să avem măcar cu un 5% mai ieftin, dacă nu chiar 10% față de utilizarea unui sistem de încălzire individual. Sistemul centralizat este mai sigur. Vedeți câte nenorociri se întâmplă și în țară și în lume cu exploziile de cazane de încălzire peste tot, ard apartamente, ard locuințe cu sutele prin tot felul de țări și din păcate și în România. Deci cred și cred în sistemul centralizat, este singură care poate să ne ofere o condiții de mediu mai bune și nu pe termen lung, pe termen lung și chiar foarte lung. Pentru asta trebuie investiție făcută
și la Cetul 2 Holboca, de data asta pe centrală. Noi lucrăm pe cărbune, am avut o discuție și cu Ministrul Energiei. Încă mai putem lucra pe cărbune câțiva ani, dar va trebui să ne convertim pe gaze naturale. Noi nu ne putem converti pe gaze naturale pentru că nu avem conducta. Trebuie să vină Transgazul să ne aducă gazul la poarta uzinei de la Holboca, după care să găsim un investitor sau statul sau noi pe niște fonduri europene să facem o centrală nouă, de o capacitate mai mare aș face-o, ca să pot asigura o cantitate de energie în cogenerare, să cheau un trigenerare, astfel încât să-i cresc eficiența cazanului, să pot aproviziona cu energie electrică o parte cât mai mare din Iași și din regiunea de nord-est și mai departe să încurajez utilizarea sistemului centralizat, în special la populație. Trebuie un program național de rebranșare. Eu așa l-aș numi. Programul național de rebranșare. Vrei să-ți faci reabilitare termică de clădire pe bani europeni sau naționale, atunci te branșezi în sistem centralizat acolo unde el există. Că nu-i normal eu să vin cu conducta până la ușa blocului și tu să spui că nu vrei decât crema de pe ciocolată sau de pe prăjitură, restul să mănânce ceilalți. Nu, iei pachetul și îți face eficiență energetică de sus până jos. Sistem centralizat, reabilitare termică, panouri solare și pentru perioada de vară ca să nu mai ardem gazul vara și eu sunt absolut întru totul de acord cu această abordare. Mai preluăm un telefon. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domn primar, bună seara, domn Șoar, la mulți ani. La mulți ani. Nu am auzit anul ăsta. Mă refer la domn Șoar, moderator, domn primar. Sigur, că noi ne-am auzit, așa este. Și cu alte ocazii. Vreau să vă spun, la Zimbro, avem niște tonete pe partea cealaltă de stradă. Nu vă mai spun familia, nu vă spun, poate o aflați dumneavoastră. Și indiferent ce s-ar spune sau ce s-ar face, ei mătură și dau totul lângă trotuar la vedere, așa, știți? O să spun, dar poate, poate să-i oblige pe ei cineva să facă sau să mențină sau să-și cumpere un faraș, cum am mai spus, dumneavoastră mai demult. Cam asta ar fi țigări una alta. Nu mă interesează, fac și eu ca dumneavoastră. Își fac afaceri, câștig o bucată de pâine acolo, dar să mai minte nu știu. O să rog colegii mei de la poliția locală să verificăm un pic. Păi tocmai, că știți că chiar și cu polițiști își permit niște glume, eu știu de care, își cam obraznici așa. Eh. Vă spun eu cine sunt până la urmă. Îmi dați un SMS ca să-i descoper. Da. Bine. Mult, bună seara. Mulțumim pentru intervenție. Mai preluăm un telefon. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Mulțumim, domnule primar, și sănătos. Și am o întrebare scurtă. Când se face proiectul de pe Buciu? N-am înțeles. Când se face proiectul de pe Buciu? Când se face? Buciu. Buciu. Buciumul, strada Buciumul. Da, cu podul Socola, cu tot ce crezi. Podul Socola, păi acum aminteam la început emisiunii că e trecut și băgat și în programul de finanțare pe Planul Național de Investiții pasajul superior Socola cu o valoare de 37,3 milioane de lei cu tot cu TVA, să spunem valoarea estimată de către noi, l-am și trimis către Ministerul Dezvoltării, iar proiectul reabilitării străzii pe Bucium este gata după aprobarea bugetului, dăm drumul la licitație. Mulțumim. Împreună cu Bulevardul Poatie, care este și el la proiectare în fază finală, cu cele două bulevarde vom începe în proiectare, în execuție în acest an, că sunt și cele mai importante pentru această legătură între Nicolina, Bucium, ca să mai putem evita și Inelu Socola. Socola va intra în reabilitare, dar trebuie să avem mare atenție pe unde găsim întâi breșa de descărcare a întregului cartier Bucium. Discutam la început de emisiune despre finalul de an. A fost un final de an greu, a fost un an greu, dar intrăm într-un an la fel de pandemic, un început de an cu restricții, încă un val al pandemiei, să spunem așa. Da, sigur, dar ne-am obișnuit. Da, ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit ca și cățelul cu lanțul. E ceva normal. Asta e situația. O să încercăm să depășim acest moment. Important e să lăsăm economia să funcționeze, prima chestiune, ca să nu ne blocăm complet. A doua chestiune, trebuie să avem mare grijă cum susține sistemul de educație pentru a nu îngrădi dreptul legitim deja a unui copil să se educe. Deja sunt foarte multe clase care au intrat în online din cauza cazurilor de COVID. Da, bine, sunt multe cazuri. Am văzut și 16 copii bolnavi la nu știu care școală. Aveam un raport de dimineață. Se vor însănătoși și își vor continua școala. Important este să nu devină un fenomen cu un caracter general. Trebuie să susținem școala. Nu știu,
ce spun alții despre lucrul ăsta, pentru mine este mai important decât orice. Pentru că acești copii nu mai au ocazia fizică să se... Nu mai trece a doua oară prin clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a și alte clase. Așa trece o singură dată, ai trecut rău, cu asta pleci mai departe și nu pentru că ai vrut tu, pentru că n-ai avut condițiile necesare. Iar trauma asta poate să fie ca o traumă de război. Pleci cu un handicap. Pentru că vei pleca într-o competiție, lumea s-a globalizat și va conta foarte mult cum te vei prezenta. Adică, din punctul meu de vedere, imediat după pandemie, între valuri, oricând, trebuie să începem un întreg proces de evaluare a nivelului de calitate în educația, în special în cea preuniversitară, și de acolo să începem niște programe remediale puternice, chiar dacă mai dau un click înapoi, fără să-l întorc în clasa respectivă, dar îi actualizez niște informații de care copilul are nevoie ca să poată să depășească handicapul pe care l-a obținut datorită pandemiei și ulterior să poată merge mai departe în același timp. Este, ca să spun așa, ca și cum ai învăța niște... Ești într-o țară străină și faci cursurile limbii respective, dar fără să nu te duci la școală. Te duci cașgura la domnul profesor, pricep tu jumătate din ce spune el, între timp faci și limba respectivă, dar pas cu pas înaintezi în același rit cu programa școlară, deci trebuie să facem lucrul ăsta. Noi trebuie să ne preocupăm foarte mult, să asigurăm cât mai devreme aceste condiții pentru elevii noștri și, sigur, să încercăm să ținem pandemia cât mai jos, renunțând la unele plăceri ale vieții, asta este, o să ne distrăm după, astfel încât să nu intrăm în coduri de culori închise foarte repede și să prejudicem mai școala. Mai un telefon și apoi discutăm și despre restricții. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, la mulți buni ani. La mulți ani. La mulți ani. Domnul primar, aici la Bulevardul ăsta, Dimitri Cantemir, la blocul 50, nu s-a făcut aici cu verdeață, cum s-a făcut de la capul de la gara internațională în coace, a rămas așa, nu știu de ce. Și bolândăi astea, câini de acolo, mamă, să vecină pe aici cu vrăcii și ăsta, câini, vânzări și mânți, nu știu ce. Blocul 5 de pe ce stradă? Cum e strada? Alea Rozelor, ce acolo? Deci. Da. Cum e strada aici, da? Roman. Bulevardul Cantemir, numărul 5. Chiar bulevardul, da? Da, da. Bine. Am înțeles. Continuăm programul. Mai avem câteva lucrări în zona respectivă, inclusiv câteva alei care trebuie să le terminăm. Legătura cu Nicolina. Nicolina, bulevardul Cantemir, trebuie să le ducem la bun sfârșit anul viitor și spațiile verzi dintre ele. O făcut numai capetele, o pus acolo niște flori, o pus o leacă de verdeață și aici a rămas așa. Păi da, mai vine și la noi toamna, iarna, că doar n-am plecat din oraș. Am înțeles, am înțeles. Să trăiți o zi bună. Și la noastră la fel. O zi bună, la revedere. Revenim la restricțiile care s-au impus deja pentru municipiu, pentru că am trecut de 1,5 la 5. Am trecut astăzi. Și deja avem restricții. Primele avem restricții. Imediat după 1 la mie restricțiile care au venit la începutul săptămânii. Suntem în a doua zi din săptămână și avem iarăși o creștere substanțială. Deci era de așteptat lucrul ăsta. Numărul de infectări se vede, aproape se dublează de la zi la zi. Chiar dacă numărul de teste nu este chiar la fel de mare, bine, mult mai mare decât în perioada valului 4, este evident datorită testelor dintre astea antigen, dar restricțiile nu sunt cu mult diferite față de ce se întâmplă în momentul de față. Deci, clar, toată lumea trebuie să poarte mască pe domeniul public, indiferent unde se află, afară, înăuntru, între, chiar și noi trebuie să păstrăm o distanță de circa 3 metri ca să putem ține această emisiune. În mijloacele de transport în comun, peste tot, în piețe, în piețe deschise, în piețe închise, peste tot trebuie purtată masca de protecție. Atenție, nu orice mască de protecție, nu se mai acceptă dintre astea cu purceluși, cu floricele, cu trebuie să fie o mască reglementată, o mască trecută, să spunem, prin niște rigori medicale. Ori acele măști FFP2 sau măștile chirurgicale clasice. Sălile de spectacol nu mai mult de 30%. Din numărul de scaune, același lucru se întâmplă și în domeniul restaurantelor, deci cu restricții asupra numărului de participanți. Sigur, barurile nu mai pot avea activitate, deci restricțiile revin exact ca la începutul valului
4 și vor continua până la sfârșitul acestui val, pentru că nu prognozăm o scădere așa de repede. Am ajuns la 1,69 astăzi, probabil iar ne vom ridica. Țineți minte că am ajuns aproape în pragul 15 la 1000, cam de 10 ori mai mult decât suntem astăzi. Vom urca și de data aceasta foarte repede. Slavă Domnului că încă n-a ajuns lumea la ATI, dar asta înseamnă că va trebui să avem un pic mai mare grijă, să încercăm să ne ferim de frig în perioada aceasta ca să nu mai contribuim și cu o pneumonie pe lângă infectarea cu virusul COVID, cu virusul SARS-CoV-2 și mai departe de atât să evităm aglomerația. Cât mai mult trebuie să evităm aglomerația. Trebuie să fie extraordinar de important să te duci, să te bulucești la mall. Adică să poată să fie ultima ta șansă de a te îmbrăca pe planeta asta, ca să te duci să stai clai peste grămadă acolo. Dacă nu este atât de grav, atunci poți să mai aștepți un pic. Vine vara și după aceea putem să ne și plimbăm. Eu nu spun neapărat ironic, nu sunt ironic. Să trecem de valul acesta, că se anunță creșteri până la finalul lunii februarie și asta înseamnă atât timp cât cresc cazurile, restricții mult mai stricte. Trendul se vede, este clar că se ajunge aici în condițiile în care am avut un aport foarte mare de persoane care au venit de sărbători. Persoane care sigur nu au venit să se carantineze, dar asta nu înseamnă că ei sunt, să spunem, singura cauză. Cauza suntem noi toți care, sigur, valul a venit de peste hotare, de la vest la est, la vest a apărut, la est s-a stins, de data aceasta a fost la fel, probabil că dacă va mai veni un val, sperăm să nu, va acționa la fel. Eu recomand în continuare tuturor, vaccinați-vă, sunt vaccinuri, haideți să ne jucăm. S-a arătat foarte clar că aceste vaccinuri sunt eficiente, eu sunt vaccinat, slavă Domnului, și m-am comportat cât se poate de normal din punct de vedere a sănătății. Și bineînțeles, trebuie să avem și un control medical periodic, să nu evităm acest lucru. Un dialog cu medicul este necesar în această perioadă. Foarte mulți nu se vaccinează din cauza că nu au impresia că nu are nicio valoare vaccinul, deoarece oricum se îmbolnăvesc. Sigur. Da, se îmbolnăvesc, doar că e o formă mai ușoară. Asta te ajută vaccinul. Nu ajungi la ATI. Să spunem, o consecință absolut necesară este să eviți să ajungi în forme grave tu și familia ta. Pentru că, până la urmă, suferința este comună. Că ți-i rău ție sau ți-i rău celui de lângă tine, suferința este și de o parte și de cealaltă. Dar eu cred că vaccinarea trebuie făcută. Au trecut deja 2 ani de zile de când se vaccinează lumea. Dacă era de murit... Mureau toți. Erau câteva sute de milioane de oameni care erau mormântați la ora asta. Deci n-a murit nimeni. N-a făcut infarct, așa cum spuneam, că o să facă toți infarct, o să facă toți accidente cerebrale, o să moară toți de nu știu ce boli, o să le crească tot felul de culori pe ei. Nu le-a crescut la nimeni, nu a murit nimeni, deci prin urmare cu accidentele care s-au întâmplat, dar sunt firești, sunt umane, sunt miliarde de oameni pe pământ, prin urmare este clar, probabilistic, pot apărea și astfel de lucruri, este clar că vaccinul a fost eficient. O să întrebe lumea, bun, dar de ce valul 5, de ce în țările vaccinate? Pentru că așa e normal. A apărut acest virus, el încă se mai dezvoltă, încă își mai caută varietăți, dar nu mai provoacă aceeași stare. Nu mai apar morți pe ruptele, nu se mai mormântează cu excavatorul în Occident, acolo unde s-au vaccinat foarte masiv. Deci trebuie să ne uităm și la consecința manifestării acestei boli pe valul 5. Asta așa este. Începem anul, trebuie să pregătim bugetul pe anul 2022. Vine valul. Anul trecut a fost un an destul de complicat în ceea ce ține aprobarea bugetului. Anul acesta sperăm să nu mai fie probleme și să avem un buget aprobat. Să fac o glumă, vine valul, hop și valul. Vine anul, hop și valul. Da, începe anul, sigur, nu trebuie să ne sperie acest lucru. Bugetul este în o confruntare politică. Politicile bugetare țin de filozofia fiecărui partid. Unii din partidele respective înțeleg, niciodată nu trebuie să generalizăm. Alții habar nu au și își dau cu părerea, dar li se pare lor că e bine. Nu este ușor. Nu este ușor, dar trebuie să păstrezi câteva principii. Totuși, legiuitorul român și aceeași abordare este și în Occident. Are câteva principii de la care nu trebuie să scăpăm. Toată lumea țipă să ne dezvoltăm, să facem lucruri măreți.
De acord. Dar principiul unui buget este să trăim mai departe. Adică este principiul funcționării care domină principiul dezvoltării. Ca eu să mă pot dezvolta, întâi trebuie să fiu viu. Că dacă nu am lumină, n-am salubritate, n-am servicii publice într-o manieră decentă, nu mă dezvolt sub nicio formă. O să rămânem ca în statele pe care le mai vedem prin lumea aceasta, în care ai câteva enclave dezvoltate care te fac să crezi că ai ajuns în rai și când ai ieșit de acolo un metru, ai ajuns direct în lumea a patra, direct în grămada de gunoi cu șobolane peste tine. Și nu mai dau exemplu că nu vrem să supărăm pe nimeni. Prin urmare, noi trebuie să ne facem întâi o viață decentă, normală, pe care să o întreținem, adică să avem bani pentru școli, pentru salubritate, pentru iluminat, pentru poliție locală, pentru întreținerea spațiilor verzi, pentru reparatul străzilor, pentru toate lucrurile care țin de funcționarea acestui oraș. După care, din tot ce rămâne din grămada aceasta, începem să ne dezvoltăm. Slavă Domnului că avem fondurile europene care ne ajută, pentru că acolo nu poți să cheltui decât pentru dezvoltare. Avem programele naționale, l-am amintit de Angel Salini, unde ne-am înscris și noi, PNRR-ul, care înseamnă fonduri doar pentru dezvoltare, și noi, față de alte orașe ale țării, am avut o intuiție și nu vreau să mi-o asum pentru că așa este. O idee bună. Nu doar pentru chestia mea, noi ne-am și împrumutat. Că prognozam că apare această sincopă și de unde am văzut că apare această sincopă? Din criza guvernamentală. Într-o familie în care mama și cu tata toată ziua se ciondănesc, e clar că ei nu-și mai cumpără mașina. Trebuie să termine ciondănelile, cât or dura ele, dacă se termină vreodată, după care o să mai facă și ceva pentru familie în general. Când guvernarea mergea prost, pentru că se ciondăneau continuu și exista și motive datorită partenerului pe care l-am avut, e clar că nu se va termina niciodată regula de abordare privind porul viitor, 2021. Când te duci la negocieri cu ghionturi, unul îl împingi, pune piedică la alt. Și PNRR, nu vedeți că nici acum nu s-a terminat filozofia despre PNRR, pentru că el a fost făcut pe repede înainte, fă-l tu că tu ești ministru, el a făcut fără să se uite pe dânsul, i-a dat drumul direct la Bruxelles, nici nu i-a mai întrebat pe partenerul, aveți voi idei despre subiect? Și lucrurile au mers greu, motiv pentru care noi am simțit această sincopă și am abordat un împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cu care avem câteva obiective, 14 școli în reabilitare termică, cinematograful Dacia și, sigur, depoul din Dacia, un obiectiv foarte important și mai ales pentru transportul public și mobilitate în general. De ce cinematograful Dacia? Pentru că, fără cultură, bine, o cultură care o controlez la nivel instituțional, ca să știi ce servești cetățenilor, nu există nicio formă de civilizație. Nu există. Între cultură și civilizație trebuie să existe de fiecare dată o legătură foarte strânsă. Cultură fără civilizație se poate din perspectiva noastră, dar civilizație fără cultură niciodată. Și dăm exemplu civilizațiilor vechi versus culturile vechi. Prin urmare, am abordat și cinematograful Dacia, care intră în licitație imediat după aprobarea bugetului. Avem un proiect foarte important, tot pe fonduri guvernamentale, este sala de sport Regina Maria, pe care anul acesta vrem să o vedem demarată și la care lucrăm. Am și publicat licitația și încercăm să finalizăm și partea de regulament de urbanism și în felul acesta să dăm drumul către guvern, pentru că urmează să fie preluată ca obiectiv de importanță națională, să spunem, prin hotărâre de guvern, finanțată și returnată comunității. S-a semnat și contractul pentru proiectarea Spitalului Regional de Urgență, dintre proiectele mari care vizează în mod direct municipiul Iași și, sigur, proiectele noastre pe care le-am tot amintit. Ne continuăm programul pe săl de sport. Avem 3 pentru care am semnat contractul și dăm drumul la lucrări într-un ritm în care să putem asigura finanțarea, să spunem, ritmic, nici să îi înglodăm pe ei cu facturi neplătite, nici să o lungim până la calendele grecești. De asemenea, mai avem 21 de terenuri de sport pentru care s-a semnat contractul de finanțare și le dăm drumul în acest an, pentru că vrem să le și terminăm de data aceasta pe acestea și le-aș enumera foarte pe scurt.
Colegiu Adamachi, Pedagogic Vasile Lupu, Tehnic Gheorghe Asachi, George Mărzescu, Mecatronică și Automatizări, Virgil Margearu, Alexandru Ioan Cuza, Corpurile A și B, Miron Costin, Grigore Moisil, Carmen Silva, George Călinescu, Ion Ghica, Ione Culci, Ion Simionescu, Ionel Teodoreanu, Otilia Cazimir, Veconta, Veronica Mic, Ion Creangă și Gheorghe Asachi. Le dăm drumul la lucrări, avem și programul de locuri de joacă pentru copii. Sunt 15 care vor pleca în acest an și alte 34 în proiectare pentru anul 2023-2024, cu care aproape închidem toate cele 254 de locuri de joacă din municipiul Iași. Ieșenii pot să vină cu propuneri pentru buget, cam fiecare an a fost o perioadă în care ieșenii treau. Deja vin. Deja sunt. Până pe ce dată mai pot? Până la conferința de presă de vineri erau 240 de notificări pe care le-am primit în centrele de cartier și încă cam pe atâtea au venit pe pagina de mail a primăriei municipiului Iași. Notificări care sunt, vedeți, strada Valea Dâncă sau spațiile verzi din zona Cantemir și vom ține cont de ele. Avem programul în continuare privind reabilitarea spațiilor verzi acolo unde sunt în domeniul public al municipiului Iași. Iar anul acesta încercăm să aducem în domeniul public toate spațiile care sunt importante pentru orașul nostru și care ar strica aspectul urban. E pe bulevarde, în special de pe bulevarde, întâi se liberă în fața bulevardului Nicolina Păcurar și altele pe unde le-am mai identificat. Schimburi de terenuri cu persoanele proprietare acolo unde au curți construcții între blocuri și am vrea să le eliberăm pentru că tehnic nici nu mai putem să intervenim prin zona respectivă cu alte decizii de urbanism și practic vom încerca să le dăm acea utilitate care a fost creată atunci când arhitecții aia socialiști, cum erau ei, totuși au gândit niște quartale de clădiri care erau uniform gândite, să spunem. Am înțeles. Înseamnă că continuă și anul acesta lucrări și lucrări și lucrări. Lucrări și lucrări? Pe partea de sănătate. Proiecte noi pentru anul acesta. Anul trecut s-au investit destul de mulți bani și în sănătate. Anul acesta... Deci, anul acesta am vrea să terminăm la Spitalul Parhon ce ne-a mai rămas din ATI. E un ATI mare de 16 paturi, una dintre cele mai mari secții de ATI pe care o va avea orașul, cu excepția ce se întâmplă la IRO. Și sigur ne continuăm proiectul de la Spitalul de Recuperare. Acolo avem un proiect cu finanțare locală. Este vorba despre continuarea reabilitărilor pe etajele 3, 4, 5, celelalte corpuri de clădiri, finalizarea lucrărilor la instalația electrică, deosebit de important pentru noi, proiectul european de eficiență energetică și proiectul transfrontalier, care îl facem cu Institutul de Neurologie din Chișinău. Deci sunt cele patru proiecte, am putea spune, pe care le derulăm la Spitalul de Recuperare. Și credem că le ducem la bun sfârșit, fără niciun fel de problemă. Spitalul regional de urgențe, care este stabilit? Ce... Asta spuneam, că deja avem proiectantul la nivel de proiect tehnic. Suntem primul oraș din România, dar nu cred că asta este important. Important este să vedem primul pat montat și primul bolnav, primul medic la căpătuiul bolnavului. El ar trebui să fie finalizat prin 2027, conform graficului pe care îl știu și eu. Nu o fi 27, o fi 28, dar cu siguranță va termina. Deja suma angajată pentru proiectare este de peste 38 de milioane de lei fără TVA. Eu spun o sumă rezonabilă pentru a putea termina. Noi nu stăm. Între timp am luat legătura cu furnizorii de utilități și am pregătit un teren pe care o să introducem în Consiliul Local pentru a asigura utilitățile necesare funcționării atât a Spitalului Regional de Urgență, a sălii polivalente pe care o vom construi și noi și alte, să spunem, obiective care se vor face acolo. Am vorbit și cu Delgaz Gridul pentru curent, pentru gaz, pentru apă, cu apa vital, trebuie să fac un rezervor mare și ieri am avut chiar o întâlnire și cu Direcția Regională de Drumuri, care trebuie să facă legătura pe Cea Rosetei, în interiorul Cea Rosetei, noi făcând branșamentul de la Cea Rosetei și până la obiectiv. Asta, vreau să întreb și de tramvaie. Câte tramvaie sunt ajunse în moment de față și câte trebuie să mai vină anul acesta? Păi avem 16 de la PSA, 3 de la Bozancaia, deci în total 19 din 36. Deci ar trebui să mai vină încă 15 tramvaie, nu, încă 13 din 32, mă iertați, încă 13 tramvaie de la Bozancaia. Iașu pare plin de tramvaie noi, pentru că au și o viteză de parcurs mai bună. Și sunt vizibile, pentru că arată, au un alt
arată altfel, sunt frumoase, sunt duble. Mari, sunt duble. Sunt duble ca și volum de transport față de marea majoritate a celorlalte tramvaie, ceea ce este bine. Consumă mai puțin decât unul de la mic, ceea ce este și mai bine. Confortul pe care îl realizează este incredibil față de ce se întâmplă. Sunt silențioase, nu se aude în exterior, nu se aude în interior aproape nimic. Și cele de la Bozancăia vor continua să vină, ultimul a ajuns chiar la sfârșitul anului trecut. Ele n-au primit încă omologarea de la AFER, dar trebuie să vină de la zi la zi. Produsul este fabricat în Turcia, dar trebuie omologat după AFER-ul din România. Este o autoritate feroviară română, nu mai contează acum cum se numește sau dacă este chiar necesar să detaliez. Același lucru l-au făcut și polonezii. Dar polonezii fiind membri ai comunității, le-a fost mai ușor să abordeze, cu toate că și turcii au mai livrat produsele lor chiar și în Polonia. Dar bănuiesc că și autoritățile se mișcă altfel de la un stat la altul. Oricum, ușor contradictoriu. Pentru că, pe de o parte, în procedurile publice de achiziție pe fonduri europene, nu poți să pui condiții ca atât companiile cât și persoanele atestate să fie atestate AFER. Trebuie să lași așa o regulă generală. Dar produsul nu poate funcționa într-un stat membru, chiar dacă este produs tot de un stat membru, decât dacă este agrementat AFER. Adică e o ceață generală și în legislația europeană și interpretarea acesteia de la un stat la altul, probabil că se vor corija de-a lungul timpului. Au fost deja probleme cu tineri care au vandalizat aceste tramvai. Ce măsuri se iau pentru aceste? Sunt mici, dar uite, azi puțin, mâine puțin. Ca subiect a vrut să fie un subiect, n-a fost un subiect. Vandalizarea, bine, s-a întâmplat, dacă ne amintim, și când au venit primele loturi de autobuze noi, cele Isuzu, japoneze, făcute și alea tot în Turcia. Aceeași abordare, sigur, copii teribiliși care au crezut să fac eu o mare chestie, sunt camere de luat vederi peste tot, 8, permanent, care filmează înăuntru și restul filmează afară, adică este imposibil să nu te vadă. O zgârietură, totul este înregistrat pe calculator, se derulează 24 de ore în spate și găsești tot ce s-a întâmplat în viața tramvaiului, atât din punct de vedere a traficului și din punct de vedere al călătorului. Prin urmare, nu se pune problema să nu-i prindem, poliția acționează, îi găsește foarte ușor și ia măsuri. Prin urmare, nu vă încurajez să credeți că nu vă vede la detaliu, că am văzut exact cum arată filmările făcute în tramvaie la momentul în care m-am dus la fabrică acolo. Deci în computer apare filmare cu detaliu. Se numără tot, este numărător și la intrare și la ieșire, deci știm și numărul de călători. Am mers și eu cu tramvaiul, chiar și acum de sărbători. Sunt automatele de bilete foarte elegant de utilizat și cu cardul și cu fisă și cu bacnotă, până la o anumită mărime a bacnotei. Este posibilitatea de plată cu telefonul dacă ești înregistrat pe platforma 24Pay cu codul QR, acolo ai cardul tău înregistrat. Sunt toate metodele de plată. Deci nu se pune problema să... Decât dacă vrei fraudulos să circul și automat, nu va fi cazul. Misiunea CTP în acest an este ca tot personalul să fie îmbrăcat necherman, ca să nu ne certăm. Și cred că au înțeles, și dacă n-au înțeles, vor înțelege. Avem de la sfârșitul anului trecut și o companie internațională care ne face auditul companiei noastre din toate punctele de vedere, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al organizației, al managementului, a planului de transport, și au și niște obligații contractuale că trebuie să ne ofere soluții privind reducerea costurilor cu 25% după primul raport. Nu știu ce va însemna lucrul acesta, voi vedea pe măsură ce raportul va fi elaborat, dar sunt convins că vor fi soluții bune. Oamenii pot fi restructurați nu neapărat prin eliminarea lor, prin găsirea locului potrivit pentru omul potrivit. Sau, mai bine spus, să pui omul potrivit la locul potrivit, dacă vrei să faci un management eficient, să poate începe un program de scoatere la pensie fără prelungire inutilă, să pot găsi soluții de reactivare a persoanelor care nu-și găsesc locul în momentul de față, dar nu este normal tu să nu ai nici o intervenție în reorganizarea acestei companii în condițiile în care noi investim. Același număr de oameni la metenață nu se poate. Deci nu există, nu are logică.
eu ți-am reparat, ți-am dat-o nouă, e în garanție, deci nu mai au ce face oamenii acolo, înseamnă că ei nu-și acoperă normele, nu se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple și de asta și rugămintea mea este, dacă vrem salarii mai bune, trebuie să arătăm că suntem mai eficienți. Așa este. Încep și evenimentele. Primul eveniment al anului, 24 ianuarie. Ce vom avea în anul acesta, având în vedere restricțiile? Un an, sigur, care va trebui să răspundă provocării pandemice. Nu vom mai avea acea manifestare populară. Inițial aveam programul făcut, să spunem, la virgulă, tot ce se întâmplă în Piața Unirii și alte evenimente publice pe care doream să le facem, țineți minte, cu mii și mii de oameni care veneau pe Ștefan cel Mare, Moase, cu deplasarea din Piața Dar Unirii până la Treiera. Dar cu siguranță vor fi și aceste evenimente. Va veni timpul lor. Acum nu mai putem să le facem, restricțiile ne dau voie și nu e vorba de restricții. Noi abordăm responsabil. Ne-am asumat această chestiune și trebuie să punem în balanță între ne întâlnim toți grămadă și ne infectăm, după care nu mai găsim loc pe la spital sau ne vedem de treaba noastră și încercăm să ne ducem o viață cât mai sănătoasă, deci nu vor fi. Vor fi evenimente, vom încerca o depunere de coroană, dar ca să punctăm momentul istoric, vor fi evenimente mai restrânse, mai ales legate de mediul academic, cu școlile și mai puțin publice, ca să nu contribuim și noi negativ la creșterea numărului de infectări. Vreau să amintim că în momentul de față Primăria Municipiului Iași are în derulare 25 de proiecte europene, unele ajunse în fază de 99%, ca să dau un exemplu, altele 5%, de exemplu autobuzele de 10 metri care vor veni în acest an. Noi sperăm circa 7 din cele 24, iar cele de 12 metri ar trebui livrate toate autobuzele electrice și sperăm să le primim până la sfârșitul acestui an, conform graficului de livrări pe care îl avem trecut aici. Prin urmare, anul acesta va fi dominat, să spunem, de apariția unei noutăți absolute, transportul electric cu autobuze, la care se adaugă finalizarea contractului pentru tramvaiele pe care le livrează compania din Turcia. Deci un an bun, începe bine. Ați fost astăzi și la ceremonia de organizată de prilejul zilei împlinirea 145 de ani de la înființarea Brigăzii 15 mecanizată, primul eveniment din acest an. Da, primul eveniment public, 145 de ani, să nu uităm faptul că a fost înființată în 1877, deci anul în care România a început să devină cu adevărat România după 1859, căpătându-ne independența în urma războiului ruso-turc. Deci, practic, printre primele unități ale armatei române, România lui Carol I, cum ne place nouă să spunem, a fost această brigadă care avea sediu și la Neamț, și la Iași, erau mai multe regimente și în cele de urmă a ajuns până astăzi. Eu cred că toată istoria noastră națională este legată de viața acestui regiment. 15 dorobanți, cum se numea el la vremea respectivă, pentru că, practic, toată istoria României este legată de viața militară a acestui regiment, de la războiul de independență, mergând primul război mondial, al doilea război mondial, ce s-a întâmplat în tratatul de la Varșovia și ce se întâmplă astăzi în tratatul NATO. Prin urmare, viața noastră este strâns legată de viața acestui regiment. Mai luăm un ultim telefon și încheiem. Alo, bună seara, vă ascultăm! Alo? Bună seara, vă ascultăm! Bună seara și la mulți ani! Să rămână la mulți ani! Întâi am vorbit cu un domn. Vă spun dumneavoastră ce vreau să spun domnului primar. Vorbiți cu domnul primar. Vă aud. V-a preluat cineva din regie. Vă spun dumneavoastră, eventual, nu? Vă ascultă, domn primar. Așa. Eu sunt din Iași. Alo? Da, vă ascultăm. Spuneți. Așa. Și vreau să spun, să fac o propunere, așa, o sugestie lui domn primar, ca la anul viitor, dacă dă Dumnezeu să ajungem sănătoși, să nu mai facă bâlce ceala la mitropolie, să mute în altă parte, pe la hală, pe la... Dar ce bâlce a fost la mitropolie? Este acolo roata aceea și mașinuțile cele toate. Am trecut, m-am crucit eu când am văzut. Adică lăsat un pic mai liber, oroșelul copiilor. Hai că să nu
mai fi chiar așa o încărcătură de asta de... Și ce să punem în loc? Nimic. Un brăduț și niște becuri ca să fie pentru Moș Crăciun. Am înțeles. Bine. Da. Mulțumim. Mulțumim pentru... Așa este. Sugestii. Sunt gusturi între gusturi, dar din fericire trebuie să ne gândim mereu și la copiii noștri. Nu putem să-i eliminăm din viața frumoasă a orașului, nici să-i ducem numai la capăt de oraș, pentru că și-au găsit locul. Dacă nu-și găseau locul, cu siguranță nu se întâmpla. Dar să știți că am văzut mulți, sute de copii stând la coadă să urce tamponabile alea și le mai place lor. Atât au putut să profite și ei după o perioadă de pandemie, când au mers cu măscuță toată perioada școlii, când vacanțele au fost cum, când le doreai, nu le primeai, când nu le doreai, plecai în vacanță din cauza pandemiei. Deci au și ei nevoie de momentele lor de bucurie și din fericire cei care ne-au vizitat, ne-au punctat ca unul dintre cele mai frumoase orașe pe perioada de sărbători de iarnă, ceea ce a însemnat și un mic efort pe care îl vom continua și în anii următori, sigur, fără să afectăm viața celor din împrejurimea acestor manifestări și să găsim soluții pentru fiecare. Vă mulțumim pentru prezența în studio, mulțumim și celor de acasă care au intrat în legătură directă cu noi. Ne revedem și săptămâna viitoare și o zi frumoasă. La revedere! La revedere! O zi frumoasă și un an bun!